Domnul nostru a fost în iad în locul nostru. El a biruit iadul și moartea. Poate suntem aici câteva sute de oameni care propovăduim despre acest lucru, dar cum este scris în Cartea Judecători, Gedeon a biruit cu 300 de oameni care erau vase de foc. Slavă Domnului! Dacă ardem în Duhul Sfânt, atunci vom birui. Slavă lui Iisus! Aleluia, Doamne! Îți mulțumim! Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Slavă Domnului! Ceea ce vreau să vă transmit este că trebuie să propovăduim așa cum nu am mai făcut-o niciodată. Clipurile și materialele pe care le producem și tot ce se întâmplă mărturisesc despre aceste lucruri. Este o realitate că suntem foarte aproape de venirea lui Hristos. Dacă vom citi în Matei capitolul 24 și alte evanghelii, vom vedea. Soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. După acestea se va arăta Iisus Hristos. Mult așteptatul Domn al nostru. Amin. De ce este important acest lucru? Pentru că dacă privim ce prezintă lumea științifică, emisiunile care sunt create, vedem cum savanții vorbesc destul de deschis că Pământul este sortit distrugerii și nu putem face nimic, nici din punct de vedere tehnic, nici practic. Totul se rezumă la timpul când se va întâmpla acest lucru. Pur și simplu nu putem face nimic. Nici nu știm cum se va întâmpla, din ce parte va veni. Curenții se pot schimba, ghețarii se vor topi și să înceapă potopul. Apoi, o mulțime de asteroizi zboară, comete, sunt zeci de mii. Și este imposibil de oprit dacă vreunul își schimbă traiectoria. Iar când studiem toate aceste deplasări, putem vedea că cineva din cosmos le poruncește. Sunt mii și milioane care zboară, iar cineva le poruncește. Sunt multe care zboară în direcția noastră. Există unul care zboară cu viteza de 45.000 de kilometri pe oră în direcția Pământului și nu-și schimbă direcția. În anul 2029, în cazul în care nu-și schimbă direcția, va lovi Pământul. Și este unul foarte mare, astfel că va fi sfârșitul. Este un exemplu. Sunt foarte multe informații și probleme prezentate de ei. Ceea ce constat este că foarte mulți oameni aleargă după știință, cunoștință, informație, dar nu pot inspira și îmbărbăta cu nimic. Dacă studiezi despre tot ce este legat de cercul de foc, poți vedea că iadul poate să iasă afară. Nu este problema unui loc anume, ci o catastrofă, o problemă de mari proporții. Toate aceste lucruri, orice eveniment despre care se vorbește, toate acestea arată că va avea loc a șasea pecete. Este o mare catastrofă care va avea loc pe întreg Pământul. Nu va fi ceva pur și simplu. De aceea, este cel mai bun timp să ne gândim, să ne testăm viața și să ajutăm pe cine putem ca să îi luăm cu noi în împărăția veșnică. Amin. Ce aș dori să subliniez? Când i-am ascultat, m-am gândit. Da. Trec ani, sute de ani, mii de ani, dar în realitate nu se schimbă nimic. Cu ce a început omenirea? Dumnezeu l-a luat pe Adam, pe Eva, sunt doi pomi în grădină, alegerea ne aparține, viața sau moartea. Noi trebuie să alegem. De aici, de fapt, a început omenirea. Au fost doi pomi în grădină. Unul a fost pomul vieții,
celălalt a fost pomul cunoștinței. Dar, de fapt, pentru om, acel pom al cunoștinței era pomul morții. Ați înțeles ideea? Când vorbești astăzi cu oamenii, mulți sunt concentrați exact pe al doilea pom. Dar dacă vom analiza, vom vedea al doilea pom. Omul ajunge să aibă de toate. Cineva bani, altcineva slavă. Dar apoi vin călăreții. Vine moartea, vine diavolul, vine blestemul, vine iadul. Și nici slava ta, nici banii tăi, nimic din ce ai nu te lasă și nu te pot mântui de aceste lucruri. Pentru că mântuirea stă în alegere. Mântuirea este în alt pom, în pomul vieții. Și pentru noi această mântuire este astăzi, Iisus Hristos. Și chiar dacă omul ar da totul, el nu va putea primi viața veșnică, pentru că viața veșnică este în pomul vieții, care pentru noi este Iisus Hristos. Unii se uită la toată această viață, la toată alergarea și spun că Adam a fost așa și așa, că Eva a fost așa și așa. Omul caută mereu să facă pe cineva vinovat. Dar în realitate, fiecare dintre noi este în aceeași situație. La fel sunt cei doi pomi, pomul vieții și pomul cunoștințelor. Și în fiecare zi, noi alegem fie una, fie alta. V-ați regăsit în această situație? Se întâmplă în fiecare zi. Ce vei pune pe primul loc? Pentru oameni, uneori nu sunt clare versetele biblice. Iisus a spus, dacă nu mă vei pune pe primul loc, nu vei avea viață veșnică. Lucrurile trebuie mutate din loc. Unii se întreabă, dar cum rămâne cu mama, tata sau rudele? Iisus spune clar că dacă nu va fi El pe primul loc, atunci... Acum înțelegeți de ce? Pentru că este un subiect de viață. Iisus este viața. Și când dai deoparte această viață și pui ceva sau pe cineva pe primul loc, atunci nicio informație, nicio sumă de bani, nici mama, nici tata, nicio cunoștință, nici tot ce există sau ce îți poți imagina, nu pot înlocui viața. Deoarece toate celelalte lucruri vor moșteni putrezirea. Amin. Primește cineva revelație? În fiecare zi ne aflăm în același loc în care au fost Adam și Eva. Dar trebuie să facem o alegere corectă. De ce vorbim despre aceste lucruri? Nu încercăm să speriem pe cineva, ci să vorbim de la inimă la inimă, ca să fiți și voi îmbibați cu acea revelație și înțelegere care este în viața voastră. Să puteți ajuta, oferi acea mână de ajutor, să fiți acel indicator care va ajuta pe oameni să deschidă ochii și să vadă adevărul, unde este alb și unde este negru, unde este viața și unde este moartea. Amin. Doamne, binecuvântează pe fiecare dintre noi să fim credincioși, să păstrăm revelațiile Tale, să putem înmulți și folosi toate aceste lucruri pentru Iisus Hristos. Unde vor călca picioarele noastre, să vină mântuirea în masă, în numele lui Iisus. Amin. Astăzi am dorit să fac analiza pe rețelele de socializare, după ce am lansat anumite programe, unele de câteva luni, altele de câțiva ani. Am dorit să văd cum funcționează aceste lucruri pe rețelele de socializare.
Unii se prezintă pe ei, alții își prezintă picioarele, alții altceva, unii își prezintă fețele. Fiecare prezintă câte ceva, însă cel mai des se prezintă al doilea pom, adică ceea ce este supus putrezirii. Astăzi am fost curios cum pomul nostru al vieții transmite informațiile prezentate de noi. Am fost impresionat să văd sute de distribuiri. Este un lucru bun dacă ai sute de distribuiri la emisiunea pe care ai postat-o? Este bine? Dar dacă sunt 1000 de distribuiri? Super! Clipul pe care l-am arătat are 6000 de distribuiri. Oare are cineva nevoie de ele? Dar vreau să spun mai mult. Sunt alte clipuri, cum ar fi Moartea a doua, 7 peceți ale Apocalipsei și altele, care au deja 10.000 de distribuiri. Nu cred că știți multe clipuri distribuite atât de masiv. Sunt materiale foarte bune, așa că folosiți-le, ajutați oamenii, utilizați-le. Amin. Astăzi aș dori să avem claritate referitor la acești doi pomi, să ne întărim și mai mult ca în fiecare zi să facem această alegere importantă și fundamentală. Ce putem vedea astăzi este că mulți credincioși, conștient sau inconștient, s-au rătăcit, au pus pe primul loc și se hrănesc din alt pom, pomul cunoștinței binelui și răului, sau cum se mai poate numi el, însă finalul este moartea. Pe primul loc trebuie să fie viața. Alege viața. Amin. Viața noastră este Iisus Hristos, calea, adevărul și viața. Amin. De aceea Domnul ne avertiza și spunea să ne păzim de aluatul fariseilor. Acest aspect este foarte important, dar oare este viața acolo? Iisus a spus să ne păzim de aluatul fariseilor, saducheilor, al lui Irod, al cărturarilor. Păziți-vă de acest aluat. Amin. Să clarificăm astăzi acest lucru și inimile noastre să fie deschise, să ne fie deschise urechile ca să avem claritate în acest lucru. Amin. Data trecută am început un subiect, iar astăzi vreau să continui. În Matei, capitolul 10, Iisus a ales apostolii și le-a zis să meargă să propovăduiască. Iar spre finalul capitolului, el se adresează apostolilor în versetele 28-29. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu. El i-a trimis ca să propovăduiască peste tot, în diverse locuri. Dar astăzi, mulți nu au o înțelegere corectă a mărturisirii, care nu înseamnă să te ascunzi ca să nu știe nimeni, ci este o declarație deschisă. Iisus spune că dacă te-ai ascuns, dacă nu declari despre acest lucru, același lucru se va întâmpla când vei veni la judecat în veșnicie. El va tăcea. Oare va avea dreptate? Bineînțeles. Dacă nu vorbim, dacă nu mărturisim, dacă nu transmitem revelația Lui, cuvântul Lui, dacă nu propovăduim, bineînțeles că va avea dreptate. Însă dacă facem acest lucru, ceea ce semănăm, vom secera. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. O imagine destul de clară. Mulți spun că aici nu prea le este clar. Dar slavă Domnului, Ioan a decis să explice mai clar. Ioan, capitolul 12, versetul 42. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el,
Dar de frica fariseilor, nu îl mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă. Acum gândiți-vă, totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el. Astăzi mulți se consideră credincioși. Scopul nostru este să ne verificăm pe noi și să ajutăm oamenii să treacă de la acel pom la pomul corect. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu îl mărturiseau pe față. Ce au făcut? Nu vorbeau deschis despre acest lucru. Ei aveau în lăuntru lor o credință tainică, una intimă, o intimitate completă, fără lumină. Aici așa scrie, despre o asemenea credință și despre o asemenea mărturisire. Vă ajută Ioan să înțelegeți mai bine? Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu îl mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. De ce făceau acest lucru? Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Iar când înțelegem că este vorba despre doi pomi, înțelegem unde se află omul. Când omul se află lângă pomul vieții și Iisus este pe primul loc, el va mărturisi și toți vor ști că Iisus este Domnul, farisei, saduchei, nu contează cine, dacă sunt rude sau apropiați. Toți vor ști că Iisus este Domnul. Aleluia! Dar când nu sunt aceste lucruri, apare credința tainică în suflet, undeva departe. Poate undeva la spate, undeva unde se ascund banii. Probabil cineva acolo ține credința. Și nici omul însuși nu poate găsi credința care este moartă, pentru că această credință nu mărturisește, ea este moartă. De ce? Pentru că este bazată pe al doilea pom, pe pomul cunoștinței. Omul doar deține informație, dar toate aceste lucruri duc la moarte. De aceea Ioan a arătat destul de clar și exact această situație și fiecare dintre noi trebuie să verificăm dacă îl mărturisim sau nu pe Iisus Hristos. Amin. Dă slavă Domnului! Ca să primim un răspuns mai complet, să analizăm și versetele anterioare. Versetul 39. De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis. Iar mai jos scrie despre credința lor, că ei credeau, dar nu mărturiseau. Dar cum numesc acest lucru? Ioan, Iisus, Isaia. De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Isaia a prezis acest lucru cu 700 de ani înainte, totuși, și continuă să explice despre ce a vorbit Isaia. Că inimile sunt de piatră. Privesc cu ochii, dar nu văd. Ascultă cu urechile și nu aud. De ce pot fi cu toții în același loc, în aceeași biserică, să asculte aceeași predică, să citească aceeași Biblie, dar să aibă rezultate complet diferite? Totul se rezumă la cine este pe primul loc pentru om, Iisus, pomul vieții sau altcineva ori altceva. Ioan oferă răspunsul, pentru că ei nu au mărturisit. Ei au folosit lucrul acesta ca informație. Astăzi mulți se consideră credincioși și folosesc acest lucru ca o informație. Eu știu, eu cred, pot să povestesc ceva, însă nu este credința care mântuiește.
Pomul cunoștinței nu mântuiește, ci aduce moartea. Amin. De aceea Iisus, în capitolul 10, a trimis apostolii și a spus: pe oricine mă va mărturisi, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Ați înțeles ideea? Mai sus, în capitolul 10, versetul 28 și în continuare, el spune: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, pentru că asupra cărui lucru se concentrează oamenii. Pe pomul cunoștinței, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă sufletul în ghienă. Aici este esența, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce vă poate lipsi de viață. Dacă trupul moare, nu este sfârșitul vieții. Sfârșitul vieții este dacă nu este Iisus. Sfârșitul este dacă nu ai acces la pomul vieții. Iisus este acest pom al vieții. Amin. Iisus continuă: cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Este destul de transparent și totul devine destul de clar. De ce? Pentru că, de fapt, ai ales alt pom, ai găsit o altă sursă și trebuie să ne verificăm foarte serios sursele noastre și să stabilim dacă suntem lângă cea corectă, dacă acea sursă este Iisus sau o altă sursă. Sunt multe surse, dar Iisus spune că sursa trebuie să fie viața. Iisus trebuie să fie sursa noastră. Iisus trebuie să fie pe primul loc. De aceea El spune: cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Ce înseamnă a-și lua crucea? Mulți astăzi ne scriu, le place să vorbească, cum a fost cu farisei și cu cărturarii. Doar să vorbească și să vorbească. Pentru ei a vorbi este același lucru cu a juca cărți. Sunt niște jucători de cărți creștini credincioși. Cuvânt pe cuvânt, poruncă pe poruncă. Și despre acest lucru este scris în Biblie. Iisus spune: ia-ți crucea. Te întâlnești cu cineva ortodox și el își scoate crucea și spune: iată crucea mea. La cineva din lemn, la cineva din alamă și așa mai departe. Atunci le spun că dacă despre o astfel de cruce este vorba, atunci ar trebui depurtat una cum a avut Iisus, că aceasta de la gât e un mizilic. Dar nu despre această cruce este vorba. Se referă la acea cruce unde tu vei fi răstignit. Cum a spus Apostolul Pavel: mă răstignesc în fiecare zi ca să trăiesc conform Duhului. Ca în continuare, pomul vieții, Iisus, să rămână pe primul loc. Este acel lucru pe care nimeni nu-l face în locul meu și al tău, nici chiar însuși Dumnezeu. Deoarece noi singuri hotărâm cum vom trăi, fie în baza cuvântului lui Dumnezeu, fie ne vom lăsa conduși de emoții, suflet, cunoștințe, cunoașterea tuturor informațiilor, a întregului aflux care vine în viața noastră. Și sunt extrem de multe astfel de lucruri. Oriunde ai apela, la rude, la cei apropiați, mass media, oriunde privești, este un aflux de informații. Însă unde este sursa lucrurilor cu care ne hrănim noi? Care este temelia noastră? Scopul este să vedem ce se întâmplă în viața noastră, unde suntem. Nimeni nu va purta crucea în locul meu. Dumnezeu ne ajută să o purtăm, dar în orice caz a răstigni dorințele firești proprii, cele sufletești, gândurile nepotrivite și restul pot doar eu. Dragul de mine, te poți mângâia pe cap și să spui: dragul de mine, vei merge pe cruce, mâine vei merge să propovăduiești și vei primi atunci viața veșnică. Dumnezeu ne-a dat o alegere, dar fiecare dintre noi hotărăște singur. Iisus a spus:
Cine nu și-a crucea, cine nu se răstignește singur, nu își răstignește sufletul lui, firea lui și nu începe să-L urmeze pe Iisus, care este cuvântul lui Dumnezeu, să stea în cuvânt, să-L studieze, să-L împlinească și să mărturisească cuvântul lui Dumnezeu, nu așa cum au crezut fruntașii, dar nu L-au mărturisit. Au avut o credință tainică. De aceea, Domnul ni se adresează, pentru că astăzi există multe biserici, mulți pastori, mulți slujitori. Am vorbit de mai multe ori cu ei și când le spuneam lucrurile conform Bibliei, oamenii nu reacționau la Biblie și spuneau că li se par altfel lucrurile, că vor să facă altfel lucrurile și își găseau o sumedenie de scuze. Dar cu toate acestea, vin tocmai din acest al doilea pom. Tu le spui, cuvântul spune așa, iar ei, în schimb, îți spun că este altfel. Asemenea lucruri au fost chiar și pe timpul bisericii primare. Vedem aceste lucruri pentru că Iisus le spune în epistola către cele 7 biserici, dacă vă amintiți. Au fost biserici care au fost lăudate, dar au fost și biserici cărora le-a zis că le va vărsa din gura sa. Din cauza slujitorilor care au fost acolo, de oamenii care au fost într-o stare oarecare. Iisus a spus că este greață, iar în cartea Apocalipsa, capitolul 3, El spune bisericii din Sardes, vei merge numele că sunteți vii, dar sunteți morți. Iar scopul nostru astăzi este să avem claritate în aceste lucruri, să știm unde suntem, să descoperim, să ajutăm altora, ca lumina aceasta să ajungă la inimile, la mintea, la urechile și ochii lor. Este despre ceea ce a vorbit Isaia, ca aceste inimi de piatră să fie zdrobite și să vină libertatea. Dar cum va veni această libertate? Doar dacă vom mărturisi pe Iisus Hristos. Mulți au nevoie de acest lucru, și bisericile, și pastorii, și slujitorii, care s-au rătăcit și sunt lângă alt pom. La fel cum s-a întâmplat acum 2000 de ani și mai mult, cum s-a întâmplat cu poporul evreu, cum s-a întâmplat cu Adam. Iar când privim la toate, putem spune că nu s-a schimbat mare lucru. La fel a fost și cu farisei, cu cărturare, cu saduchei. Și totul se întâmplă la fel și astăzi. Și noi trebuie să înțelegem lucrurile când citim Biblia, să vedem clar ce scrie acolo și să înțelegem. Este la fel ca și atunci când un om vede bine și unul este orb. Există diferență? Aici este la fel. Și trebuie să poți vedea și să vezi cuvântul lui Dumnezeu, deoarece cuvântul lui Dumnezeu vorbește clar despre acest lucru. Cuvântul lui Dumnezeu a venit pe pământ, iar oamenii l-au ignorat. El este Iisus. Au trecut mii de ani și îl ignoră în continuare. De aceea au loc atât de multe necazuri. Ajutorul și soluția este doar în Iisus Hristos. Oare vom propovădui și mărturisi sau nu? Te poți mângâia și spune, acest lucru depinde de mine, nu de altcineva, de tine depinde acest lucru. În cartea Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 1, Domnul se adresează bisericii, se adresează unui înger, unui slujitor și îi spune, îți merge numele că ești viu, dar ești mort. Atât. Îți merge numele că ești viu, dar ești mort. Mai trebuie să explic ceva aici? Dar cum se întâmplă acest lucru? Biserica, slujitorul bisericii, pastorul bisericii, poate avea epoleți, poate a fost chiar episcop, dar Iisus i-a spus, ești mort. Înseamnă că biserica și acest slujitor nu sunt la pomul care trebuie, nu sunt la sursa care trebuie. El s-a rătăcit. Dacă acest lucru a fost 2000 de ani în urmă, la începuturi,
Vă puteți da seama ce se întâmplă astăzi? De ce vorbesc despre acest lucru? Pentru că astăzi unii spun, o, vorbește despre Dumnezeu, este bine, slavă Domnului. O, a citit Biblia, a citat ceva, slavă Domnului, este credincios. Aleluia, însă Iisus nu a vorbit așa, Ioan nu a vorbit așa, nici Matei nu a vorbit așa. Isaia nu vorbește acest lucru. Biblia toată nu spune așa. Biblia vorbește despre alte lucruri. Cred că ați citit și ați văzut această imagine. Nici Dumnezeu nu vorbește acest lucru. Aveți raiul, aveți un pom, al doilea, au fost Adam și Eva, s-au întâmplat aceste lucruri și ce a spus Dumnezeu? Totul e bine, petreceți, faceți ce voiți, luați diavolul de coadă, rotiți-l, mai alergați cu el prin rai, călăriți-l, totul este bine. Dumnezeu îi iubește pe toți și pe toți îi salvează. Așa scrie în Bibliile voastre? Așa s-au întâmplat lucrurile? Nu, dar ce a spus Dumnezeu? I-a alungat din rai pe Adam și Eva, le-a închis calea, a pus un înger ca ei să nu aibă acces la pomul vieții. De aceea Dumnezeu se adresează pastorului bisericii din Sardes și spune că îi merge numele că e viu, dar este mort. Și spune, ai câțiva oameni normali, adică întreaga biserică a fost în acea stare. Dacă aceste evenimente au fost 2000 de ani în urmă, oare ce se întâmplă astăzi? Și dacă aici nu vom avea claritate, nu vom fi pregătiți, atunci putem să trăim degeaba. În loc să ne verificăm dacă credem, pentru că astăzi sunt mulți credincioși, iar apoi să ne trezim în cu totul alt loc, Doamne ferește. Dacă nu ne vom porni mintea, dacă nu îl vom pune pe Iisus pe primul loc și nu vom controla această situație, ca Iisus, cuvântul Lui, să fie pe primul loc în viețile noastre, ce spune Domnul acelui pastor? Îi spune, veghează și întărește. Dacă vei citi mai departe, Matei, capitolul 24, unde se vorbește despre cum va fi sfârșitul lumii, la finalul capitolului, Petru l-a întrebat, ai vorbit despre noi? Iar Domnul îi răspunde, se referă la voi, dar este pentru toți, cel ce va veghea. Dacă stăpânul te-a pus să faci ceva, iar Domnul nostru este Iisus Hristos și a dat fiecăruia cu ce trebuie să ne ocupăm, trebuie să mărturisim cuvântul Lui, să slujim, să ducem lumină și sare în această lume. Trebuie să aducem mântuirea acestei omeniri. Amin. Domnul a spus aceste lucruri. De aceea El spune, veghează! Cine va face așa când va veni stăpânul, când se va întoarce Iisus, îl va pune responsabil peste averile lui. Dar cine nu va face și se va concentra la mâncare, băutură, la certuri, la scandaluri, la bătaie, adică pe alt pom, va promova părerile lui, teoriile lui, învățăturile lui. Oare ce se va întâmpla cu acel rob? Îl va tăia ca pe un necredincios. Amin. Așa și scrie, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cum îi numește Domnul? Fățarnici. Plânsul și scrâșnirea dinților, aceeași soartă cu fățarnicii. El se adresează pastorului, se adresează bisericii creștine și spune, veți avea aceeași soartă cu fățarnicii. Iar Domnul îi numea fățarnici pe farisei, pe saduchei, pe irodieni, conducătorii care aveau mișcări proprii, credințe proprii și altele. Este foarte important. Și de aceea Domnul a spus să ne păzim de aluatul fariseilor. Pentru că o biserică creștină, un pastor creștin, a căzut în aluatul fariseilor și saducheilor. Aici este și problema.
De aceea Iisus spune, care este soluția? Vegheați și întăriți. Când am citit în Matei, Iisus a adus multe pilde ca exemplu și a spus despre cel care dă hrana la timpul potrivit. Pentru noi, credincioșii, ce este hrana? Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus spune că de aici vine viața, din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a spus să veghem și să întărim. Ce trebuie să întărim? Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să veghem ca să fie răspândit cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă revelație. Primești revelație în acest loc, te inspiri, primești binecuvântare și multe lucruri. Ridicați mâinile dacă este așa. Slavă Domnului! Înseamnă că noi ne facem bine treaba, lucrarea, dar este și responsabilitatea ta. Este responsabilitatea ta ca acest cuvânt, această revelație, această pâine, toată această temelie pe care vă oferim să meargă mai departe. Cine face acest lucru? Doresc ca toți să ridice mâinile și toți să facă aceste lucruri în numele lui Iisus. Căci în aceste lucruri este binecuvântarea noastră și mântuirea noastră și a acestui oraș și oriunde vor călca picioarele noastre. Amin. De aceea el spune, veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Înțelegeți despre ce este vorba? Dacă noi mântuim oamenii, dacă noi continuăm lucrarea lui Iisus Hristos, dacă Iisus este pe primul loc și dacă ne hrănim din pomul vieții, pentru ca faptele tale să fie desăvârșite. Nu ai ce adăuga la faptele desăvârșite. De aceea, când vei ajunge așa desăvârșit în cer, Domnul te va lua și va spune, fiul meu, fiica mea, desăvârșitul meu, pentru că faptele pe care le-ai făcut, te-au făcut desăvârșit. Ești curat. Ești îmbrăcat, nu ești sărac. Vă aduceți aminte de biserica din Laodiceea? Sărac, mi-e greață de tine. Sunt lucruri scrise în Biblie, pentru că unii se întreabă, cum poți să spui așa ceva în biserică? Aici vom predica cuvântul lui Dumnezeu. Vom vorbi lucrurile despre care vorbește Iisus. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Este scris bisericii din Laodiceea. Ne întoarcem la biserica din Sardes, versetele 3 și 4. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Iată ce soluție! Pocăința. Pocăință este atunci când ne deschidem, când umblăm în curăție, când nu suntem suspicioși unul față de altul, când nu suntem invidioși, când suntem deschiși, curați, ca pruncii, când suntem desăvârșiți, pentru că Domnul ne face desăvârșiți. El ne curăță. De aceea el spune, adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. De aceea, oriunde ai fi, fiindcă sunt mulți care ne urmăresc din țări diferite, Domnul se adresează tuturor. Dacă suntem copiii luminii, dacă suntem sarea pământului, nu contează dacă preoții sunt morți, nu este o scuză pentru noi. Chiar dacă biserica este moartă, chiar dacă cei din jur sunt morți,
Întrebarea este dacă tu ești viu sau mort. Dacă ești viu, Domnul spune, totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Păstrează această vrednicie, păstrează ca Iisus să fie sursa ta. Ca nimic și nimeni să nu te poată da la o parte, nicio cunoștință și nicio cunoaștere, nicio filozofie, nicio teorie, să nu te poată muta din loc, să nu te ducă în rătăcire, astfel încât să te depărteze de la pomul vieții. În versetul 5 este răspunsul, cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine a primit revelația? Să explic tuturor. El se adresează și spune că slujitorul, pastorul și biserica sunt morți, dar sunt câțiva oameni vii și le oferă soluția. Soluția este să se pocăiască, să se întoarcă, să vegheze, să propovăduiască, să mărturisească deschis pe Iisus Hristos. Versetul 5, și cel care biruiește, cel care va ajunge până la capăt, va fi îmbrăcat în haine albe. Și urmează răspunsul la ceea ce înseamnă viu sau mort. Nu-i voi șterge numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Dar oare când te va mărturisi Iisus pe tine înaintea Tatălui și a îngerilor? Când noi îl vom mărturisi? Acum ați înțeles de ce acest pastor și această biserică au fost morți? Deoarece ei au plecat de la pomul vieții, s-au depărtat de Hristos, au pus orice altceva pe primul loc și au încetat să-L mărturisească pe Iisus. Așa cum o cere cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Amin. Aceasta este responsabilitatea noastră, este slujirea noastră, este viața noastră. Pentru aceasta am fost născuți și am fost mântuiți. Este sensul nostru să fim lumină și sare pentru pământ. Iar dacă nu mărturisim, încetăm să luminăm. Dacă nu suntem sare, nu mai sunt alte variante. Toate celelalte merg la judecată. Dar nu vreau ca cineva dintre noi să ajungă la judecată. Doamne, ferește să ajungi la judecată și să auzi ce ți se va spune. Iisus a spus că cine se hrănește din pomul vieții nu va ajunge la judecată. Amin. Matei, capitolul 21, versetul 42. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi. Aici el se adresează fariseilor. Ei toți vorbeau despre Dumnezeu, credeau în Dumnezeu. Iar astăzi sunt mulți oameni care cred în Dumnezeu. Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi. Dar oare cum să-ți dai seama cine este cu Dumnezeu și cine nu? Astăzi sunt atât de multe mișcări și atât de mulți credincioși. Însă pentru cine este Iisus pe primul loc? Cine trăiește în baza cuvântului? Amin. Cine aduce roade? De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Aleluia! Adică Domnul le spune celor care aparent erau atât de evlavioși că nu au nimic în comun cu Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a fost luată de la voi. Dacă vă amintiți cum i-a spus lui Petru, și îți voi da cheile împărăției cerurilor.
Este scris acest lucru în Bibliile voastre? Și aceste lucruri sunt din aceeași categorie. Cine primește cheile? Cui îi se dă această împărăție? Oamenilor care vor aduce roadele cuvenite. Amin. Dar ce fel de roade trebuie să aducem? Citim mai sus versetul 42. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Despre care piatră este vorba? Despre Iisus Hristos. El este această piatră, El este piatra din capul unghiului, pe care a început să fie zidită întreaga clădire. 1 Petru, capitolul 2, versetul 5, scrie, suntem pietre vii, amin. Din noi trebuie să zidim această casă. Dar cum să verificăm cine aduce roade? Dumnezeu zidește acest templu, temelia acestui templu este Iisus. Cu toții suntem pietre vii. Dacă continuăm lucrarea lui Hristos, ceea ce putem stabili foarte ușor, să vedem cum stai cu pietricelele în templu. Nu prea se văd pietre vii. Poate ai mașini, bani, poate educație, o mulțime de cunoștințe, ai foarte multe lucruri, dar nu are nicio legătură cu viața. Dar are legătură cât mărturisim noi și câți oameni se mântuiesc. Acestea sunt pietre vii. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Oare cum să fii plăcut lui Dumnezeu? Dar oare cum să fii duhovnicesc? Dacă faceți aceste lucruri, sunteți la fel de duhovnicești ca Iisus, întrucât continuați lucrarea Lui. Atunci Duhul Lui se află în voi și este ușor să stabilești. Dar ce au făcut fariseii? Au lepădat această piatră. Versetul 42. Ei au ignorat această piatră, nu au folosit-o, dar au început să zidească altfel, în baza învățăturilor lor, teoriilor lor. Însă Domnul arată pe ce trebuie să zidim. Avem piatra, este o temelie. În continuare vedem piatra mântuirii, pomul vieții, piatra din capul unghiului. Iar misiunea noastră este să zidim. Astfel, orice om, orice slujire, orice slujitor, orice biserică poate să verifice ce s-a întâmplat în ultimul an, în ultimii 5 ani, 10 ani. Se zidește casa lui Dumnezeu? Se mântuiesc oamenii? Este creștere? Sau poate Iisus privește ca la biserica din Laodiceea? Îmi este greață de tine, pentru că ești căldicel, sau deja ești mort. Știți ce înseamnă căldicel? Este atunci când omul abia a murit sau este chiar înainte de moarte, se află într-o stare destul de rea. Trupul nu arată bine, chiar dacă toată viața s-a dat cu creme, uleiuri, cosmetice, cu de toate. Oricât a mâncat, a cheltuit bani și a luat haine, când este așa căldicel, te uiți la el, dar el miroase urât. Arată cam rău. Chiar și Domnul spune, mi-e greață. Așa este sau nu? Indiferent dacă este rudă sau nu, această stare nu este bună, deoarece de la o asemenea stare chiar și Domnul spune și chiar subliniază acest aspect că îi se face greață. Aici vă arăt un exemplu firesc, dar el vorbește despre starea duhovnicească. Oare poți ajuta pe cineva când ești într-o asemenea stare, când ești căldicel? Nu poți. La fel este când ești căldicel duhovnicește și nu contează câte lucruri mai ai, toate acestea nu au nicio valoare. Avem nevoie de viață. Spune, viață! Aleluia! Mulțumim, pastore! Vă mulțumim! Slavă Domnului! Într-adevăr, Biserica Cuvântului Dumnezeu este vestită prin faptul că este vie și pastorul mereu ne resuscitează.
Îmi amintesc când am venit în Transnistria și am început să propovăduim la un suflet, la al doilea, la al treilea, apoi am început să propovăduiesc la cinematograf, iar Stanislav era garda mea de corp. Fariseii mereu veneau și spuneau, de ce această fetiță propovăduiește? Ați venit în localitatea noastră și ați început să predicați. Fetele nu trebuie să predice, femeile nu pot să predice și așa mai departe. Dar Stanislav răspundea mereu fariseilor, fiindcă voi ați tăcut, Dumnezeu a adus un om care acum predică aici. Slavă Domnului! Acolo biserica este vie și acum. Și după cum știți, biserica Cuvântului Dumnezeu din Odessa este vie, este în creștere, se adaugă pietre noi, mereu le putem vedea. Avem alipire și acest lucru indică viața. În Biblia ucraineană este scris, iar cei care umblă după fire. Firea aceasta mereu ne trage undeva. Cum spune pastorul, creme, haine, mereu investim în aceste lucruri, însă totul este în zadar. Dar cei ce sunt în fire nu-i pot fi plăcuți lui Dumnezeu. De aceea pastorul mereu ne întoarce în Duh ca să fim vii, să umblăm după Duh, ca să fim conduși de Duhul care este în noi. Slavă Domnului! Aici s-au spus revelații extraordinare, că numele nu va fi șters din cartea vieții. Am vorbit și mai devreme, Iisus este Regele nostru măreț, slavă și laudă Lui, iar cei care se leapădă de Dumnezeu, nu-L mărturisesc, numele lor vor fi scrise pe țărână, în iad, nu în cartea vieții, ci pe țărână, acolo vor fi gravate. Ceea ce am vizionat astăzi, ce este în centrul planetei, toată acea forță va fi împotriva lor. Oare este posibil să scap de acolo? Nu. Dar Iisus spune, cei care mă vor mărturisi sunt vii, numele lor sunt în cartea vieții, slavă Domnului. Iadul nu are putere asupra noastră și nici moartea. Porțile locuinței morților nu vor birui biserica, slavă Domnului. De aceea pastorul ne aduce la viață. El este un om pus de Dumnezeu și mereu trebuie să ne resusciteze, ca să ajungem în cer, slavă Domnului, și ca numele noastre să fie scrise în cartea vieții, să fim vii, să auzim acest cuvânt și să-l aplicăm. Îmi amintesc, Stanislav avea aproape 38-39 de ani, iar trupul la asemenea vârstă nu vrea să meargă nicăieri. Ești tânăr și nu mai vrei nimic, iar când ai 40, chiar nu mai vrei absolut nimic. Iar la 50-60 de ani, nu mai vrei nimic. Și aceasta este fire. Însă noi am urmat Duhul. Am venit în Odessa ca să demonstrăm încă o dată că suntem vii. Suntem vii! Amin! Slavă Domnului! Mulțumim, pastore, că ne readuceți la viață! Mereu îmi place această prezentare a sa despre biserica din Sardes. Dacă vă aduceți aminte din predicile mai vechi, ai doi oameni acolo, niște infirmieri cu crucile roșii, care un cadavru. Această imagine mi-a rămas întipărită pentru totdeauna. Biserica este moartă, dar sunt doi infirmieri care scot ceva, mereu resuscitează. Acei doi sunt super! Slavă Domnului! Amin! Să rămânem acești medici, acești infirmieri care sunt vii, care duc și aduc, care aduc la viață toți oamenii. Slavă Domnului! Mulțumim, pastore, pentru imagini foarte clare, pe care le putem ține minte și care rămân în inimă și nu ne lasă să umblăm după fire. Mulțumim! Să continuăm cu Cartea Matei, capitolul 15, versetul 7. Fățarnicilor! Bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Este clar despre ce se vorbește. Iisus spune că sunt foarte mulți, chiar și Isaia a profețit cu 700 de ani înainte, că mulți oameni scot pe gură și vorbesc despre Dumnezeu, dar întrebarea este cum rămâne cu inima.
Dacă cineva vine în biserică și încearcă să vă învețe, să vă contrazică, mergeți cu el afară și arătați-i o persoană de afară și spuneți-i să-i propovăduiască, să arate câte persoane poate să aducă la mântuire și să le aducă în biserică. Aici este locul tău, alătură-te în numele lui Isus. Iar dacă Iisus este în inima ta, atunci Duhul Sfânt va coborâ, Harul va coborâ și oamenii te vor asculta, se vor pocăi și se vor mântui. Iar dacă Iisus nu este în voi, fără El nu veți putea face nimic. De aceea cineva face și reușește, pentru că în el este Iisus, inima este predată lui Iisus. Iar altora Iisus le spune, în timpul dialogului cu Petru, din inimă vin gândurile rele, diferite păcate, fățărnicia. Toată această necurăție vine din inimă. Fie este Iisus în inimă, fie este dracul în inimă. Pentru că sufletul nostru este pământesc, sufletesc, drăcesc. Amin. Versetul 14. Ce spune Domnul? Să citim împreună. Lăsați-i! Sau să ne întoarcem la versetul 7. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis. Dacă cineva își va da seama astăzi că nu este la pomul care trebuie, pocăiește-te! Începe să veghezi și să întărești. Amin! Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis, ascultați și înțelegeți. Hei, oameni buni! Încă o dată! Hei, oameni buni! Aleluia! Domnul se adresează vouă. El spune, hei, oameni buni! Hei, oameni buni! Sunt cei vii aici? El spune, ascultați și înțelegeți. Ce a spus mai sus? Oamenii dau la o parte cuvântul lui Dumnezeu, pe Iisus, pomul vieții, și încep să-și facă legile proprii, obiceiuri, ritualuri, învățături, teorii, revelații proprii. Și astăzi sunt foarte mulți asemenea oameni, iar în istoria bisericii au fost foarte mulți asemenea oameni. Pot fi chiar biserici întregi, denominațiuni și nu contează ce grade au și cum se vor numi. Totul se stabilește prin cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă toate aceste lucruri nu sunt, Domnul spune, fățarnicilor, și continuă mai departe, i-a chemat și le-a spus, hei, oameni buni, ascultați și înțelegeți. Ce trebuie să înțelegem? Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Noi am citit deja că pentru a fi desăvârșit, trebuie ca de pe buze să iasă mărturisirea. Și dacă de pe buze iese mărturisirea, atunci în inimile noastre este Isus. Aleluia! Aleluia! Atunci ucenicii lui s-au apropiat și i-au zis, știi că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit? Drept răspuns, el le-a zis, să citim împreună, orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Cine a spus asta? Iisus, dar eu cred, am biserica mea, am teoriile proprii, orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu. Lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Să citim împreună. Lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Amin. Mai trebuie să adăugăm ceva? Hei, oameni buni!
Slavă Bogu! Slavă Domnului! Aleluia! Deja îi place lui Iisus acest lucru. Cei vii. De aceea Domnul spune că este mai mare bucurie pentru unul care se mântuiește decât dacă s-au adunat o grămadă de cărămizi care nu au nevoie de pocăință. Și pentru tot ce este concentrat lângă alt pom, unde Iisus nu este pe primul loc, Iisus spune, lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Și dacă sunt urmați cei orbi, vor cădea amândoi în groapă. Vă amintiți de biserica din Laodiceea? Ce spune Iisus? Ești călos, nenorocit, sărac, orb, ești atât de bolnav. Dar ce spune unei biserici moarte? Să vadă! Aleluia! Ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Este trist. Vorbește unei biserici creștine. Vorbește unui conducător al bisericii. De aceea, în versetul 14, Iisus spune, când un orb călăuzește alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Amin. Și continuă, lăsați-i. Lucrurile asemănătoare se atrag. Amin. Nu tot ce strălucește este aur. Este o asemenea zicală. Nu oricine care se numește credincios este credincios. De aceea nu este aur tot ce strălucește. Și Domnul spune, lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Ei se îndreaptă spre pieire și vă duc și pe voi acolo. Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la ei și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Amin. Dar de ce rod este nevoie? Ca noi să zidim în continuare pe piatra din capul unghiului, împărăția lui Dumnezeu, împărăția Tatălui. Din noi, din cei vii, suflete mântuite. Să citim capitolul 13 din Matei, începând cu versetul 13. De aceea, le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Isaia a vorbit cu 700 de ani înainte că acest lucru înseamnă orbire, iar Domnul spune cum trebuie să procedăm cu orbirea. Și astăzi mulți oameni sunt în această situație, orbire. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice, veți auzi cu urechile voastre, aud cuvântul. Pot să stea și să nu audă. Ascultau ce propovăduia Iisus și nu au auzit, vedeau și nu înțelegeau, priveau cu ochii și nu vedeau. De ce? Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Amin. Nimic nu poate înlocui viața. Pentru ca omul să fie vindecat, el trebuie să vină la viață. El trebuie să vină la Iisus. Iisus este calea, adevărul și viața. De aceea, doar la El trebuie să venim. Iisus spune, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Amin. Tot aici, versetul 33. Iisus le vorbea în pilde și a spus că lor le este dat să cunoască tainele împărăției lui Dumnezeu. Pentru unii nu este clar, iar pentru alții totul este clar. Unii au un rezultat, alții alt rezultat. De ce?
Totul ține de inimă. Dacă este Iisus în inimă sau dacă inima s-a împietrit. Asculți sau ești suspicios la toate lucrurile? Te uiți la pastor și la alții și ești suspicios? Sau te uiți la roade, te uiți la viață? Cum este inima ta? Cum sunt urechile tale? Cum sunt ochii tăi? De aceea Domnul spune, ai grijă cum auzi, ai grijă cum privești, ai grijă la inima ta. De aceea s-a adresat celor doi și le-a spus, luați seama, păziți ce aveți. Și bisericilor care erau în stare bună le-a spus, păstrați, fiți biruitori până la capăt. Amin. Nu te concentra pe cineva, dar ia seama la tine. Privește în interiorul tău, privește la roadele tale. Apropie-te de Iisus. Amin. Și atunci Dumnezeu se va apropia de tine. Le-a spus o altă pildă și anume, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pilde, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Iisus a fost răspunsul pentru lume. Toți încearcă să găsească ceva și până în prezent scormonesc și spun, am mai găsit ceva. Dar oare cum vom rezolva acest lucru? Am identificat cu tare virus. Asemenea bacterii. Asemenea boli. Suntem atât de deștepți, avem atâtea cunoștințe. Întrebare, cum să rezolvi acest lucru? Întrebare, cum să rezolvi toate problemele în care se află oamenii și în care a ajuns omenirea? Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. În Iisus este totul descoperit. Ați înțeles cum trebuie să propovăduiți la diversi oameni de știință, fariseilor, saducheilor și altora? În versetele 31-32 scrie că împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar. Așa este scris? Oriunde o vei pune, ce va face? Va crește. De aceea Iisus spune, păziți-vă de aluatul fariseilor. În lumea creștină avem aluatul fariseilor, adică drăcesc, pentru că le-a spus, sunteți sataniști, tatăl vostru este diavolul, dar este și aluatul împărăției cerurilor. Cei pentru care Dumnezeu este tatăl. Există diferență? În realitate, totul este în 2 aluaturi, fie în unul, fie în celălalt. Dar sunt atâtea căi, atâtea daruri. Oare cum să-ți dai seama? Sunt atâtea biserici, sunt atâtea credințe. Adam, iată pomul vieții și iată pomul morții. Omule, iată pomul vieții și iată pomul morții. Iată împărăția lui Dumnezeu și iată împărăția diavolului. Iată aluatul fariseilor, cel drăcesc, și iată aluatul împărăției cerurilor. Amin. Iar dacă ai împărăția cerurilor, ai acest aluat, ce se va întâmpla? Creșterea, viața. Înțelegi? Când este viață, se produce viață. Când ești căldicel, începe să miroase urât. Deja nu mai este viață, toate funcțiile încetează. Când omul este mort, totul se distruge. Dar Iisus este viață. De aceea, dacă Iisus este în noi, atunci în noi este sursa vieții. Iisus este această sursă. Amin. Este viața. De aceea El spune, voi sunteți sarea, sunteți lumina. Sunteți răspunsul pentru această lume. Amin. Aluatul fariseilor și aluatul împărăției cerurilor.
Dacă Dumnezeu este cu noi, nimeni nu te va putea opri. Doar tu te poți opri dacă vei coborâ de pe cruce. Iisus spune, ia crucea și urmează-mă. Amin. Dacă îl vei urma pe Hristos, pomul vieții, atunci va fi viață. Strigă! Viață! Aleluia! Aleluia! Iisus este vrednic! El este viața noastră! Și a spus, oameni buni! Iisus este Domnul! Aleluia! Slavă Domnului! Aluatul va crește și se va mulți. Împărăția lui Dumnezeu va fi întărită în numele lui Iisus. Amin. Cine a început astăzi să vadă? Spune așa ca să fie auzit. Strigă pentru Iisus. Iisus te face văzător. Cine a început să audă și să vadă? Doamne, îți mulțumim că suntem vii. Îți mulțumim că ne-ai înviat prin Duhul Tău Sfânt. Slavă Ție, Doamne! După cum ne-ai spus aici, Doamne, ne pocăim, pentru că pocăința aduce viața. Mă pocăiesc, Doamne! Te mărturisesc ca Domn al vieții mele. Mă lepăd de toate faptele moarte ale firii, de toate dependențele firești, de tot ce mă ține și de tot ce nu a semănat Domnul. Doamne, fie ca tot ce ai pus Tu să crească în mine. Doar aluatul Tău, Doamne, să acționeze în mine. Sfințește-mă și curăță-mă cu sângele Tău Sfânt. Îmi dedic viața Ție. Ajută-mă să ajung la toți cei pe care mi-i dai în cale, pe toți cei pe care mi-i vei da, cui voi vesti cuvântul Tău, ei să fie mântuiți. Doamne, Te mărturisesc în mod deschis și Te rog să-mi dai viață. Adu viață în toate domeniile vieții mele. Sfințește! Fără Tine nu există viață. Iisus, Tu ești viața. Îți mulțumim și Te slăvim. Ridicați mâinile voastre ca să ne rugăm pentru voi. Doamne, împreună cu pastorul, ne rugăm pentru acest popor scump și Te rugăm să-i botezi cu Duhul Sfânt. Umple-i de viață. Oferim ceea ce avem, fie ca viața pe care ai pus-o noi de la început, să acționeze în ei, să locuiască în ei. Noi binecuvântăm biserica Ta, binecuvântăm oile turmei Tale, Tu ești pastorul și Tu îi vei paște. Chemăm binecuvântarea peste ei, să se netezească toate cărările, în orice lucru ei să fie lumină, în orice lucru să fie întăriți de îngeri, în fiecare cuvânt al lor să fie puterea și tăria Evangheliei Tale. Doamne, să vină vindecarea prin ei. În numele lui Iisus Hristos, chemăm ungerea peste ei, chemăm puterea Ta peste casa Ta, îți mulțumim pentru ei. Sfințește, curăță, Doamne, de toate păcatele, de toate dependențele, scoate orice drac, ei să fie sfințiți.
curățați în numele lui Isus. Aleluia, înalță mâinile tale și roagă-te.